Salut! Astăzi vreau să-ți prezint o listă de seriale turcești începute, dar unele chiar și terminate, în anul 2021. Toate producțiile despre care voi vorbi sunt subtitrate în română și pot fi găsite pe internet. Deoarece seriale sunt multe, lista va fi împărțită în câteva părți. Dacă ești pasionat de cinematografie turcă, te invităm pe canalul nostru, unde la sigur vei găsi mai multe clipuri dedicate serialelor, filmelor sau actorilor turci. Abonează-te pe acest canal dacă încă nu ai făcut-o și nu uita să activezi toate notificările pentru a nu rata continuarea listei și hai să începem! Vara trecută. Procurorul general Salim primește o ofertă neașteptată. Un criminal pe care l-a reținut mulți ani în urmă propune să-i divulge toate secretele murdare ale rețelei din care făcea parte. În schimb, la mărturiile sale, el cere ca procurorul să-l protejeze pe feciorul său, Aghyun, care a luat-o pe urmele sale și tot mai des se bagă în afaceri dubioase. O ofertă greu de refuzat, deoarece procurorul de mult dorește să pună mâna pe cei mai de vază bandiți din rețea. Și dacă Salim se arată dispus să-l ia sub protecție pe Aghyun, acesta din urmă nici pe departe nu este încântat să fie dădăcit de procuror. Nici cu familia nu are o relație frumoasă. Mereu ocupat și departe de soție și de copii, Salim practic a dispărut din viața lor. Dorind să prindă doi iepuri odată, adică să-l protejeze pe Aghyun și să reanimeze căsnicia, procurorul împreună cu protejatul se întoarce în satul unde de câțiva ani este stabilită familia sa. Însă această decizie îl va pune la o grea încercare, deoarece acum Salim va trebui să recucerească soția hotărâtă să-l părăsească și să-l supravegheze pe tânărul Aghyun, care nu scapă nicio ocazie pentru a fugi de la procurorul zăcăitor. Dragoste, rațiune, răzbunare. Viața lui Ezra se întoarce la 180 de grade, atunci când în unul din ziare ea vede poza fostului său soț, Ozan. Convinsă că bărbatul este prea rupt de realitate, mereu doar cu idei și planuri care nu le duce până la bun sfârșit, 2 ani în urmă ea l-a alungat din casă și din viața sa. Însă Ozan, în ciuda așteptărilor lui Ezra, a reușit să pornească o afacere care între timp s-a ridicat la o valoare de 100 de milioane de dolari. Totuși această descoperire nu o fascinează, deoarece în sufletul său, Ezra mai păstrează amintirea tristă despre căsnicia lor plină de lipsuri. Însă o întâmplare face ca cei doi din nou să se întâlnească. Cu această ocazie, Ozan propune Esrei o recompensă cu condiția că aceasta niciodată nu va menționa că ei au fost căsătoriți. Indignată de această ofertă, tânăra o respinge. Însă cu totul altfel, știrea despre succesul lui Ozan este primită de familia lui Esra, în special de fratele său, Ekrem. Acesta, fără a sta mult pe gânduri, vine la fostul cumnat și primește de la el o sumă impunătoare de bani. Totuși, bucuria lui Ekrem nu durează mult. Acesta pierde banii și Ezra se trezește într-o situație neplăcută, întrucât fostul său soț crede că ea s-a răzgândit și l-a trimis pe Ekrem ca să ia banii. Această întorsătură și mai mult o supără și ea va face totul ca să demonstreze lui Ozan că nu are nevoie de el și nici de banii săi. 50 de metri pătrați. O fotografie veche este unicul lucru care a rămas de la părinții săi. Nici măcar propriul nume nu-l cunoaște, dar toți îl numesc umbră. Mulți ani în urmă a fost găsit pe stradă de către Servet, care i-a înlocuit familia. Timpul a trecut și băiatul a crescut, transformându-se într-o unealtă periculoasă și eficientă în mâinile lui Servet. Însă neștiința nu-l lasă în pace. Chiar dacă duce o viață luxoasă, umbra tot încearcă să afle ceva despre trecutul său. Într-o zi acesta este contactat de un reporter care este gata să dezvăluie adevărul despre familia sa, în schimb la informații compromițătoare despre Servet. Dorind cu orice preț să afle adevărul, umbra îi aduce probele cerute, însă nici Servet nu stă degeaba. Aflând că tânărul l-a trădat, acesta poruncește ca reporterul Guralip și umbra să fie uciși înainte ca să afle cine sunt părinții săi. Scăpând ca prin minune, umbra se ascunde într-un atelier abandonat, de unde va face totul posibil ca Servet să-i plătească pentru încercarea de a lua viața și piedicile care mereu îi pune în calea spre cunoașterea familiei sale adevărate. Povestea de pe insulă. O istorie interesantă plasată într-o ambianță paradiziacă a unei insule minunate.
Eroina principală, Haziran, o tânără esteață și ambițioasă, este trimisă pe o insulă pitorească cu scopul să cumpere o parcelă de pământ pe care întreprinderea unde este angajată va construi un hotel luxos. Sarcina nu pare imposibilă, atât timp cât șeful tinerii este dispus să ofere o sumă frumușică pentru terenul în cauză. Însă nu toate problemele pot fi rezolvate cu bani și se pare că Poiraz, proprietarul pământurilor pe care se vrea construit hotelul, nu se grăbește să le vândă și refuză ofertele generoase a lui Haziran. Ca să grăbească procesul, șeful tinerii, nerăbdător să obțină terenul, înaintează o propunere. Dacă Haziran îl va convinge pe Poiraz să-și vândă parcela, ea va fi numită responsabilă pe hotelul care se va construi aici, ceea ce îi va asigura o avansare amețitoare și un salariu pe măsura funcției ocupate. Între timp, acele mici întrevederi dintre Haziran și Poiraz se pare că au trezit nu doar sentimente legate de afaceri. Cam atât pentru azi. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe acest canal dacă încă nu ești abonat. Nu ezita, scrie în comentarii dacă ai văzut careva din serialele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel și activează toate notificările. Pe curând!